În perioada 2007-2009, diplomele absolvenților Universității Libere Moldova nu au mai fost echivalate, întrucât existau suspiciunii privind derularea de studii de învățământ la distanță pe teritoriul României și diferențe la curriculum în ceea ce privește echivalarea anumitor specializări. Ce vor fi echivalate sau nu diplomele? La nivelul Ministerului am făcut o interpelare. Interpelarea se găsește la sediul Centrului de Selecție, Consultanță și Orientare pentru Studii la Universitatea Venezuela din Chișinău, în care ministrul secretar de stat din cadrul Ministerului, care are ca atribuție relația cu Parlamentul, spune că s-a deblocat echivalarea diplomelor pentru toate specializările. Studiile făcute la Chișinău au stârnit an la rând serioase suspiciuni cu privire la modul de desfășurare sau chiar de existența acestora, pentru că presa a relatat mai multe cazuri despre persoane care au devenit profesori sau doctori fără să participe la vreun curs.